Salutare oameni buni, sunt Cosmin, bine ați venit pe canalul meu. Suntem în 6 mai 2024 și în acest videoclip vom vorbi despre Burebista, primul și cel mai mare rege al unui stat dac, în adevăratul sens al cuvântului, un stat dac care a controlat cel mai mare teritoriu și se va afla vreodată sub stăpânirea acestui neam. Vom analiza informațiile ce le avem despre Burebista, cine a fost marele rege, care sunt realizările lui și mai ales cum a reușit să creeze ceea ce în esență pentru acea perioadă și această zonă a fost un mic imperiu. Haideți să vedem în primul rând ce știm despre Burebista și de unde avem aceste informații. Avem doi istorici antici, unul grec din perioada romană și unul bizantin de mai târziu, care scriu despre Burebista și regatul său. Avem mențiuni legate de Cezar, care a avut un mare interes în Burebista și în regatul dac, a vrut de două ori să se războiască cu aceștia, și avem o descoperire arheologică ce îl menționează pe marele rege. Așa cum vă spuneam însă și în videoclipul de săptămâna trecută legat de istoria dacilor de la începuturi și până la Burebista, vă apare acum recomandarea pe ecran dacă sunteți interesați, dacii din păcate nu au avut istorici proprii, antici, care să ne spune versiunea lor. Și asta nu este o situație unică, dimpotrivă, la fel s-a întâmplat cu triburile galice din Franța de azi, la fel s-a întâmplat cu triburile germanice, cu cele din peninsula iberică, din Spania de astăzi și din multe, multe alte zone. Ceea ce știm despre strămoșii noștri provine în mare parte de la istoricii greci și romani. Din păcate este un caz clasic de istoria a fost scrisă de învingători. Mai avem unele informații suplimentare din săpături arheologice, destul de puține, sperăm că în viitor vom avea mai multe. Adevărul este că sunt multe lucruri pe care nu le știm despre daci, geți, traci. Și mai puține știm despre perioada de 1000 de ani după retragerea romană până la apariția primelor state românești. Ce putem face este să analizăm informațiile pe care le avem, atât repet din surse istorice de la anumiți istorici antici sau istorici medievali mai târziu, informații din descoperiri arheologice, să le corelăm cu alte informații legate de vecinii dacilor, geților, tracilor și să tragem câteva concluzii ce par logice. Ce este rațional să se fi întâmplat, revenind la Burebista, când a ajuns Burebista rege al dacogeților. Sunt două tabere ale istoricilor moderni pe acest subiect. O tabără spune că Burebista a ajuns rege în jurul anului 82 înainte erei noastre, înainte de Hristos, și că a domnit până în anul 44. O altă tabără spune că a ajuns rege în jurul anului 61 înainte de Hristos. Eu personal înclin spre prima tabără. Cred că și-a început domnia tânăr în jurul anului 82 înainte de Hristos și a fost asasinat în anul 44 înainte de noastre, în același an cu Cezar. Deci a domnit o perioadă foarte lungă, mai ales pentru acea vreme, posibil de în jur de 38 de ani. Și sunt trei motive pentru care cred acest lucru. Primul motiv, logic, este vorba de raționament logic. Dacă a să realizezi ce a realizat Burebista, să faci un mic imperiu în această zonă, să unifici toate triburile getodace, să supui vecinii, îți trebuie mult timp. Nu poți unifica aceste triburi și apoi să îi învingi pe ceilalți în doar 17 ani, cât ar fi durat domnia lui dacă ar fi fost din 61 până în 44. Deci îți trebuie mult timp pentru a realiza aceste lucruri. Al doilea motiv este legat de Iordanes. Vă spuneam că au fost doi istorici antici care au vorbit de Burebista. Iordanes a fost un istoric bizantino-got, practic un german romanizat, ce a scris în jurul anului 550 era noastră, deci la vreo aproximativ 600 de ani după moartea lui Burebista. Ce ne spune acest Iordanes? Spune așa. Apoi, în timpul domniei la Goț a lui Burebista, a venit în Goția Deceneu, pe vremea când Sila a pus mâna pe putere la Roma. Primindu-l pe Deceneu, Burebista i-a dat o putere aproape regală. Închei citatul. Trecând peste faptul că îi confundă pe geți cu goți, vă spuneam, Iordanes fiind un got romanizat și probabil că a vrut să fac un fel de istoria goților, să-i scoate pe ei ca să se trag din geți. Mă rog, o aberație. Însă, scriind aceste lucruri, ne confirmă că Burebista a preluat puterea pe când la Roma era dictator Sula. Sula a murit în 78 înainte de noastre. Deci Burebista devenise conducător înainte de această dată. Deci încă un motiv că Burebista a început prin anii 80. Înaintea noastră a început domnia. Acest Iordanes ne confirmă și puterea lui Deceneu, apropo, vom vorbi mai târziu despre el, conducător religios, marele conducător religios, mare susținător al lui Burebista și acțiunii sale de unire. Al treilea motiv este legat de însuși Cezar, Cezar, dictatorul roman. Da? Cezar a ajuns guvernator al Iliriei și al Galiei Cisalpine. Iliria este în zona fostei Iugoslavii, să spun, vestul Serbiei de astăzi, Croația, partea Bosniei,
Galia Cisalpina este zona din nordul Italiei. Da, acolo erau triburi galice, atunci erau celți, nu erau latini, în acel moment au rezolvat romanii problema mai târziu. Deci nordul Italiei și zona Croației, vestul Serbiei de astăzi. Cam astea au fost provinciile pe care le-a primit Cezar în 59 înaintea noastră. Deci 59. Ideea cu Cezar este că în acel moment nu avea puterea pe care o va dobândi mai târziu, era plin de datorii, erau uriașe, datorii făcute ca timp de ani de zile să câștige tot felul de alegeri în Roma. Da? Așa a reușit să urce treptele puterii romane, politice, făcând datorii, mituind, și pentru a fi într-un final numit guvernator. Așa făceai bani cu adevărat, dacă erai bun. Și Cezar a fost bun pe treaba asta, un competent conducător militar. Ținta sa inițială se pare că a fost un război în Balcani, împotriva lui Burebista. Dacia era numită ca fiind un regat bogat, Cezar avea nevoie de bani, avea 4 legiuni cu experiență sub comanda sa, se pare că era pregătit să vină de acolo, din nordul Italiei și Croația de astăzi, să vină încoace, spre Balcani, spre Burebista. Deci asta era în 59 înainte de Hristos. S-a schimbat și a ales Cezar, să-și focuseze eforturile spre Galia, spre Franța de astăzi, pentru că guvernatorul provinciei Galiei Transalpine a murit. Galia Transalpine era diferită de Galia Cisalpină. Galia Cisalpină, repet, era în nordul Italiei, Galia Transalpine era în sudul Franței de astăzi. Guvernatorul de acolo moare și Cezar este numit și în acea provincie. Și probabil că s-a gândit că este mai ușor să-i cucerească pe Gali, zona Franței de azi, repet, care erau împărțiți în mai multe triburi, se luptau între ele, decât să lupte cu dacii uniți sub o singură conducere, sub Burebista. Și a avut dreptate, va cuceri Galia la capătul aproximativ 10 ani de lupte grele. Așadar, concluzionând, romanii în frunte cu Cezar știau de faima lui Burebista și de faptul că dacii sunt uniți sub conducerea sa în anul 59 înainte de noastre. Dacă Burebista ar fi ajuns rege, cum spun unii istorici actuali, în 62 înainte de noastre, erau zero șanse ca în doar 3 ani să reușească această unire și faimă. Deci nu avea cum să creeze o mare putere în 3 ani de zile. Deci astea 3 sunt motive foarte importante care mă fac să cred că Burebista a domnit o perioadă lungă, din anii 80 înainte de noastre, a avut timp să își crească puterea și să consolideze cuceririle sale. Legat de Burebista și Cezar, cu toate că nu s-au întâlnit niciodată pe câmpul de luptă, cu toate că au vrut lucrul ăsta, au avut cumva un destin ce s-a întrepătuns de câteva ori pe timpul vieții lor, tot timpul fiind în tabere opuse și la final au împărtășit aceea soartă, au fost asasinați de proprii lor apropiați și oameni. Cezar a vrut să-l atace pe Burebista și Dacia înainte de a deveni un general faimos, vă spuneam în 59, înaintea anii noastre, la soarta l-a împins în Galia. În timpul războiului civil dintre Cezar și Pompei, Burebista l-a susținut pe Pompei, vom vorbi și despre acest episod. După ce Pompei a fost învins și după multe alte lupte în războiul civil, pentru că după moartea lui Pompei puterea nu i-a revenit imediat lui Cezar, mai a avut mai mulți dușmani care au continuat să lupte, însă la final când Cezar a dobândit puterea absolută în Roma și a rămas fără rivali, a pregătit armata pentru a veni împotriva lui Burebista și a dacilor. Urma apoi să meargă împotriva parților, însă chiar înainte de a pleca în campanie, Cezar a fost asasinat în 44 înaintea erei noastre și din păcate aceea soartă o va împărtăși și Burebista, va fi asasinat de o conspirație a unor nobili apropiați. Aș avea însă o rugăminte către voi, am văzut că majoritatea celor ce urmăriți aceste videoclipuri nu sunteți abonați la canal, faceți vă rog acest pas, abonați-vă la canal, nu vă costă nimic, YouTube vă va anunța când public eu videoclipuri noi. Și practic ajutați acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni. Este de mare ajutor și un like și un comentariu. Mulțumesc mult! Haideți să trecem mai departe, așadar, Burebista probabil ajunge rege destul de tânăr, dacă considerăm că a domnit 38 de ani, din 82 înainte noastre până în 44, fiind asasinat la final, nu a murit de bătrânețe. Și haideți să vedem ce ne spune celălalt istoric antic despre Burebista, este vorba de Strabon, un istoric grec, ce a scris o lucrare faimoasă, geografică, a trăit în Imperiul Roman la aproximativ 40-50 de ani după moartea lui Burebista. Deci foarte apropiat de evenimentele pe care le-a scris și un istoric mult mai riguros, am putea spune, decât Iordanes, vă spuneam, gotul german romanizat, care îi compara pe goți cu geți. Haideți să vedem ce ne spune acest Strabon. Lăsând la o parte trecutul îndepărtat al geților, întâmplările din vremea noastră sunt următoarele. Ajungând în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista
l-a înălțat atât de mult prin exerciții, abținere de la vin și ascultare față de porunci, încât Sivan a făurit un stat puternic și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine. Ba încă a ajuns să fie temut și de romani. Căci trecât plin de îndrăzneală Dunărea și jefuind Tracia până în Macedonia și Iliria, a pustit pe celții care erau amestecați cu tracii și cu ilirii și a nimicit pe de-antregul pe boii aflați sub conducerea lui Critasiros și pe tauriști. Închei citatul. Așadar, avem foarte multe informații aici și Strabo ne mai dă câteva informații, le vom discuta. În primul rând, îl numește pe Burebista Jet. Ne confirmă că acesta a făurit un mare stat și a supus mare parte dintre vecini. La fel, confirmă raidurile în sud, în Macedonia și Iliria. Vă repetam, Iliria este în mare parte fostă Iugoslavie și faptul că a ajuns să fie temut și de romani. Ne mai spune de nimicirea celților. Celții fusese de multă vreme o mare problemă pentru daci. Legat de diferențierea dintre geți și daci, același Strabo ne spune, pentru că, repet, insistă doar pe geți, pe partea geta a lui Burebista, însă tot el ne spune, a existat și o altă împărțire a teritoriului, chiar din cele mai vechi timpuri, căci pe unii îi denumesc autorii daci, iar pe alții geți. Geții sunt cei care se întind spre pont și spre răsărit, iar dacii cei care locuiesc în partea opusă, spre Germania și spre izvoarele Istrului. Încheie citatul. O altă mențiune a lui Strabon este legată de armata lui Burebista, menționează cifra de 200.000 de oameni, o cifră uriașă, nu cred personal că are legătură cu realitatea, dar care clar ne spune că armata cetodacă era impresionantă și a șocat cumva pe istoricii vremii. De ce nu cred eu că a fost reală cifra 200.000 de oameni? Pentru că era ușor, probabil, din aceste teritorii ca Burebista să recruteze efectiv 200.000 de oameni, însă nu e suficient acest lucru. Trebuie să îi înarmezi, trebuie să le dai armuri, trebuie să le dai haine, bineînțeles, mâncare. Deci infrastructura este uriașă, costurile sunt uriașe. Logistica trebuie să fie bine pusă la punct. Asta excelau romanii, în general, armatele romane. Și la fel, recrutarea unor oameni doar pentru a fi în numere impresionante și avea cheltuieli cu ei, dar fără să aibă experiențe de luptă, nu prea este utilă, pentru că pe câmpul de luptă, în momentul în care începe lupta, trupele fără experiență, trupele recrutate așa cu forța, vor fugi, vor la primul șoc, la primul moment în care forțele se ciocnesc, aceia vor ceda și vor fugi și mai mult rău faci decât bine. Cred mai degrabă că o cifră rațională ar fi fost în jur de 50.000, probabil spre 100.000 de oameni maxim. În niciun caz această armată nu a fost tot timpul mobilizată 100%, probabil că s-a acționat pe anumite zone și pe anumite priorități, cum au făcut toate regatele antice de o mărime apropiată din acea zonă, inclusiv regatele elenistice. O altă sursă de informații istorice este o descripție găsită la Dionisopolis, care este Balcicul de astăzi în Bulgaria, decretul de la Dionisopolis, care ne spune de marile realizări ale lui Acornion. Acornion era un grec ce făcea mai mult ca sigur parte din elita cetății respective. Acesta ne spune, și în timpul din urmă regele Burebista, ajungând cel din tâi și cel mai mare din regii din Tracia și stăpânind tot teritoriul de dincolo de fluviu și de dincoace de fluviu, a ajuns de asemenea la acesta în cea din tâi și cea mai mare prietenie, a obținut cele mai bune foloase pentru patria sa, atrăgându-și bunăvoința regelui spre binele orașului. Și fiind trimis de regele Burebista ca ambasador la Cneius Pompeius și întâlnindu-se cu acesta în părțile Macedoniei, lângă Heraclea Licestis, a purtat cele mai frumoase negocieri. Deci, iarăși, o informație foarte importantă, furnizată de arheologie, asta e foarte important, care confirmă ceea ce ne spune Strabon în mare parte. Este numit regele Burebista, cel mai mare și din tâi dintre regii din Tracia. Ne spune teritoriul, că stăpânește ambele mariuri ale Dunării și ne spune că a câștigat anumite foloase Acornion, slujindu-l pe Burebista, a câștigat anumite avantaje pentru orașul lui, pentru Dionisopolis, posibil să fie primit niște avantaje comerciale. Și foarte important este menționat episodul cu Pompei, Acornion fiind solul lui Burebista. Vă spuneam, Pompei a luptat cu Cezar în războiul civil, iată-și din nou, Burebista și Cezar au fost în tabere opuse. Inscripția se pare că datează din 48 înaintea noastre, în 48 înaintea noastre a avut bătălia la Pharsalus, în care Pompei a pierdut totul, a fost învins de Cezar, însă cu siguranță că întâlnirea lor a fost înainte de această bătălie.
Și ne spune că Pompei, probabil că a fost de acord cu anumite cereri lui Burebista, putem doar specula care au fost acestea. Mă gândesc că este vorba de acceptul lui Pompei pentru controlul dacilor asupra cetăților grecești de pe malul Mării Negre. Vom vorbi imediat și ce s-a întâmplat acolo. Însă Pompei a pierdut și confruntarea dintre Burebista și Cezar, dacă nu ar fi fost asasinați, ar fi fost inevitabil. Ar fi fost foarte interesant, cred, să vedem ce s-ar fi întâmplat în această situație. Cum a reușit Burebista să controleze toate triburile dacogete pe vecinii săi și să inspire teamă romanilor? A avut mai multe modalități prin care a făcut asta, cel mai sigur s-a folosit de mai multe dintre ele. Nu avem, din păcate, informații exacte, dar putem compara ridicarea puterii lui Burebista cu ridicarea puterii tatălui lui Alexandru cel Mare, Filip al II-lea al Macedoniei. Filip a moștenit un legat macedonian pe marginea prăpastii, însă în zeci de ani, prin reforma armatei, prin campanii constante împotriva dușmanilor, în fiecare an, prin mai multe căsătorii politice, prin mite și recompense, a reușit să facă din Macedonia cel mai puternic regat al Greciei antice. După ce Filip a fost asasinat, fiul său Alexandru, cu armata creată de tatăl său, va cuceri Imperiul Persan, uriașul Imperiu Persan, devenind faimosul Alexandru cel Mare. Am făcut videoclip, va apare acum recomandarea pe ecran. Inscripția de la Dionisopolis al lui Acornion menționează și faptul că acesta a fost într-o solie departe, la Argedaunon, la tatălui Burebista, rege al unui trib sau mai multe triburgete din Muntenia de astăzi. Este probabil vorba de Argedava. Asta înseamnă că Burebista s-a născut fiul de rege, l-a moștenit pe acesta și a început expansiunea. Având sânge regal, a fost bineînțeles de un mare ajutor, în primul rând că a moștenit teritoriul controlat de tatăl său și a moștenit prestigiul acestuia. Cu siguranță că a fost un învingător pe câmpul de lupte, zero șanse să fi reușit fără multe lupte, ceea ce a reușit. Capitala inițială este posibil să fi fost la Argedava, acel Argedaunon menționat în inscripția de pe malul mării. Nu a fost din păcate găsită undeva în câmpia munteană sau în altă zonă, se speculează că acolo a fost inițial, însă foarte posibil ca Burebista să fi mutat capitala și zona centrală în munții Orăștiei, el să fi fost cel care a întemeiat Sarmizii de Tuza, o zonă mult mai ușor de apărat și mai potrivită pentru a coordona apărarea împotriva romanilor. Așadar a învins triburile vecine, dar cu siguranță că a reușit să le atragă pe majoritatea de partea sa, să îi se alăture în următoarele atacuri și războaie de expansiune. Prada rezultată fiind împărțită și cu foștii dușmani, deveniți acum aliați. Fără a-i atrage pe aceștia, nu ai cum să te extinzi. La fel au făcut și mongolii, când s-au unit și a început marea expansiune. Nu au nimicit pe toți din calea lor, i-au învins pe cei care nu s-au supus de bunăvoie și au fost în general încorporați în armată, au contribuit cu trupe la expansiunea ulterioară. Apoi a avut de partea sa reprezentanții religiei dacogete. Cum vă spuneam la început, avem informații clare despre marele preot Deceneu. Acesta a fost de partea marelui rege și a sprijinit proiectul lui politic. Este menționat acest Deceneu și de Iordanes, cât mai ales de Strabo. Ce ne spune Strabo despre Deceneu? Spre a ține în ascultare poporul, el, adică Burebista, și-a luat ajutor pe Deceneu, un șarlatan care rătăcise multă vreme prin Egipt, învățând acolo unele semne de prorocire, mulțumită cărora susținea că tălmăcește voința zeilor. Banca de un timp fusese socotit și el zeu, așa cum am arătat când am vorbit despre Zalmoxis. Ca o dovadă pentru ascultarea ce o dădeau geții, este și faptul că ei s-au lăsat în o plecat să taie vița de vie și să trăiască fără vin. Închei citatul. Iată, Strabo nu are cuvinte prea măgulitoare pentru Deceneu, dimpotrivă îl numește un șarlatan care rătăcise multă vreme prin Egipt. Repet, istorici antici, fiecare cu părerea lui, în funcție de simpatia sau antipatia personală, poate să coboare sau să ridice un anumit personaj. Dacă rețineți în videoclipul trecut, când am vorbit de religia getodacilor, am vorbit de Zalmoxis, tot ceva informații grecești, Herodot ne spunea că Zalmoxis a fost în Grecia antică, a venit de acolo cu învățături și cu avere și așa a reușit să-și impună cumva voința asupra getodacilor. Iată și Deceneu se pare că a fost în Egipt și a învățat acolo unele semne de prorocire. Posibil aceste zone aveau religii foarte evoluate, mistice, care posibil să fie avut o influență asupra getodacilor și să le confere un avantaj. Foarte posibil ca Burebista să fie apelat și la căsătoriile politice, la fel cum a făcut și tatăl lui Alexandru cel Mare, Filip al II-lea. Acesta a avut 7 soții.
Nu avem informații de acest gen despre Burebista, însă nu văd cum ar fi putut să nu meargă pe această cale. Exemplu concret, fiica unui șef de trib a fost luată în căsătorie tocmai pentru a consolida alianța. Se va practica acest lucru numai de către macedoneni, ci și de către turci otomani. Mai târziu, perșii făceau acest lucru, multe, multe cazuri în istorie, da? Pentru a oficia o anumită alianță, pentru a-i da o anumită, un anumit prestigiu, Burebista lua în căsătorie pe fiica unui anumit șef de trib. Este foarte posibil și rațional ca acest lucru să se fie întâmplat. Un alt factor ce l-a ajutat pe Burebista a fost creșterea puterii romane și presiunea tot mai mare pe care o făceau forțele romane în sudul Dunării, concomitent cu prăbușirea regatului Pontului, condus de Mitriades. Mitriades controlase inițial țărmurile Mării Negre, cetățile grecești de pe malul Mării Negre și nordul Ucrainei, se spunea țărmul ucrainian de astăzi al Mării Negre. Cu siguranță că mai mulți conducători de triburi dacice, după ce Mitriades a fost învins, și-au dat seama că cetățile grecești vor ajunge sub dominația romană. Acestea erau esențiale pentru comerțul dacilor în general, deci foarte mulți bani s-ar fi pierdut în această situație și și-au mai dat seama că doar uniți vor putea rezista Romei, fiind un factor ce a contribuit la succesul lui Burebista. Cu triburile geto-dacice unite sub comanda sa, Burebista va acționa prima dată în vest, împotriva vechilor dușmani ai dacilor, celții. Invazia celtă din zona Balcanilor avusese loc cu aproximativ 200 de ani mai înainte, în 280 înaintele noastre, a adus în zona mai multe triburi celte, ce în general nu erau vecini prea buni pentru daci, nu numai pentru daci, în general erau foarte agresivi într-una campanie de jaf, raiduri. Așadar, Burebista atacă pe boi și pe tauriști, situați în zona nordului Ungariei și posibil estul Slovacii de astăzi. Aceștia sunt zdrobiți să supună noi puteri daci, este menționat acest lucru în citatul de mai înainte din Strabon. Raidurile din sud, din Iliria și Macedonia, sunt cu siguranță și raiduri de jaf împotriva provinciei romane Macedonia, foarte bogate apropo, foarte bogată provincia apropo, dar și raiduri de pedepsire a scordiștilor, un alt trib celtic din Serbia de astăzi. Mai multe triburi tracice se supun stăpânirii lui Burebista și acesta, cum spune și Strabo, stăpânește până la munții Haemus, munții Balcani de astăzi. Pastarni, o confederație de triburi germanice, unii istorie susțin că și aceștia erau de fapt tot celți, sunt învinși și se supun și aceștia au făcut multe probleme dacilor în trecut. Erau situați în nord-estul Moldovei de astăzi. Urmează Marele Premiu, cetățile de pe coasta Mării Negre, de la Olbia, aflată la vărsarea Bugului, Marea Neagră, sudul Ucrainei de astăzi, până în Bulgaria de astăzi, vă spuneam de Dionisopolis, Balcecul de astăzi, posibil chiar Apolonia. După ce Mitriades, vă spuneam, a fost învins, romanii încep să avanseze și să dorească controlul asupra acestor cetăți. În anul 73 înaintea noastre, o armată romană condusă de proconsulul, practic guvernatorul provinciei romane Macedonia, Gaius Scribonius Curio, ajunge la Dunăre, luptând împotriva unor triburi de daci. Este primul roman, general roman, care ajunge la Dunăre. Succesorul lui, Marcus Licinius Lucullus, a dus mai multe campanii împotriva triburilor trace de la sud Dunării. În 72, trupele romane sub comanda sa au ocupat cetățile grecești din Dobrogea de astăzi. Un fapt ce a arătat clar tuturor triburilor din zonă ce așteaptă dacă nu acționează. Vă spuneam, controlul roman asupra cetăților grecești din Dobrogea, vitale pentru comerțul jetodacilor, nu putea fi tolerat de Burebista. Era vorba de foarte mulți bani la mijloc și nu numai bani, și tot felul de informații, de tehnicieni, de tehnologie care venea pe această filiere. Cu siguranță că acțiunile astea romanilor care au provocat un haos în Tracia au făcut ca mulți luptători să fie forțați să refugieze în nordul Dunării, unde nu aveau altă opțiune decât să se alăture trupelor lui Burebista. Și ocazia acestui apare în 62 înaintea noastre, când cetățile grecești se revoltă împotriva proconsulului roman Gaius Antonius. Poreclit hibrida, monstrul. Mă gândesc că a primit porecla asta pentru că a crescut foarte mult taxele sau în general guvernarea romană era eficientă, în general. Însă au fost și cazuri în multe situații când anumiți guvernatori au exagerat foarte mult, au impus taxe uriașe și au căutat motive ca să jefuiască pur și simplu anumite cetăți.
pentru că aveau datorii, pentru că doreau să se îmbogățească, pentru că era un război civil și aveau nevoie de bani. Deci acest Gaius Antonius, porechitibit de monstrul, a forțat aceste cetăți grecești să revolte și să cheme ajutor din afară. În 61 înaintea noastre are loc o bătălie în Dobrogea de astăzi, în care trupele romane conduse de Gaius Antonius, apropo a fost unchiul lui Marc Antonius, faimosul iubit al Cleopatrei, trupele romane sunt total distruse de un atac combinat al bastarnilor, sarmaților și algeților. Posibil că aceste trupe să fie fost trimise sau sprijinite de Burebista. Dezastru a fost complet, romanii au fost nimiciți, au fost capturate însuși steagurile romane, Vexilia, o mare, mare dezonoare, vor fi recuperate mult mai târziu. Dominația romană, ca urmare, s-a prăbușit în zonă, ea intrând treptat sub controlul lui Burebista. Vorbim de teritoriul României de astăzi, vorbim de teritoriul Republicii Moldova, vorbim de zona din sudul Republicii Moldova, Bugeacu și chiar mai încolo, litoralul ucrainian până aproape de Crimea. Vorbim de zona din nordul Bulgariei până la munții Balcani și litoralul mare, partea litoralului bulgar. Vorbim de nord-estul Serbiei de astăzi și vorbim de nordul Ungariei, posibil estul Slovacii de astăzi. Deci o zonă uriașă aflată sub controlul getodacilor, nu vom mai atinge niciodată în istorie o asemenea expansiune, însă cine a încercat să distrugă acest lucru, Cezar, după cum vă spuneam, după ce câștigă războiul civil, se pregătește să vină cu toate forțele împotriva lui Burebista. După înfrângerea acestuia, planul era să se îndrepte împotriva parților în est, parții erau moștenitorii perșilor, să spun așa, în Iranul, Irakul de astăzi, îl omorâsere pe Crassus, un aliat al lui Cezar, și Cezar vrea și acolo răzbunare. Însă nu reușește, Cezar va fi ucis chiar înainte de a pleca în campanie, conspiratorii au grăbit puțin lucrurile, pentru că au realizat că dacă pleacă cu trupele împotriva dacilor, era aproape imposibil de asasinat, având numeroase gărzi de corp. Din păcate, aceea soartă o va avea și Burebista, este asasinat de o conspirație internă, episod relatat de Strabon. Citez. Cât despre Burebista, acesta a perit din pricina unei răscoale, mai înainte ca romanii să apuce să trimită o armată împotriva lui, urmașii acestui la domnie s-au dezbinat, fărâmițând puterea în mai multe părți. De curând, când împăratul Augustus a trimis o armată împotriva lor, puterea era împărțită în 5 state, atunci este inițial stăpânirea se împărțise în 4. Astfel de împărțiri sunt prevelnice și se schimbă când într-un fel, când într-altul. Încheie citatul. Deci ne spune clar 4 state și apoi 5, dar vor fi și mai multe. Posibil, vorbeam de fiii lui, posibil fiii lui Burebista, posibil ca unii dintre acești urmași să fi fost fiii lui, posibil ca să fi fost doar, să zic urmași direct, să fi fost doar deceneu, nu avem informații. Foarte probabil că au fost unii conducători daci și au fost nemulțumiți, au vrut să-și recupereze autoritatea anterioară de conducători de triburi, au profitat de moartea lui Cezar și de începutul războiilor civile în Imperiul Roman, când pentru cineva care privea superficial puterea romană putea părea că aceasta începe să apună, adică războaie civile fuseseră de mult timp din timpul lui Cezar, a luptat foarte mult cu Pompei și apoi cu ceilalți, iată, nu a rezistat foarte mult, a murit, a fost asasinat Cezar, alte războaie, Marc Antonius, cu Augustus, cu urmașul lui Cezar, mulți au considerat că s-a terminat cu romanii, se vor lupta între ele infinit și se vor autodistruge. Nu s-a întâmplat, bineînțeles, acest lucru. Nemai fiind pericol roman, sau cel puțin percepția lui, anumiți lideri daci probabil că au considerat că au mai multe de câștigat, fiind fiecare stăpân pe micul său regat, decât să asculte de Burebista sau urmașii acestuia. Îmi este greu de crezut că Burebista nu a avut fii majori, nu sunt menționați, după o domnie atât de lungă, fie nu au avut puterea de rezista conspiratorilor, fie nu au fost importanți, fie pur și simplu au fost și unii dintre conspiratori, au moștenit unul dintre cele regate. Nu vom ști însă, din păcate, niciodată, doar dacă vor fi anumite descoperiri arheologice care să ne spună mai multe informații. Este foarte posibil ca statul dac să fi continuat într-o formă mult redusă în zona Banatului și a Transilvaniei, cu capitala la Salmiseritusa, acolo la urmă urmei se va reface mult mai târziu. Posibil sub deceneu. Influența acesteia este clar menționată ca fiind foarte puternică. Cele 5 părți, situația din momentul în care Augustus a trimis trupe împotriva dacogeților, situația asta a rezistat 140 de ani, cu siguranță că s-a ajuns la mai multe fărâmițări.
Peste 140 de ani, însă presiunea romană a devenit de nesuportat, încât o parte a triburilor dace s-au unit în jurul lui Decebal și, vă spuneam, în jurul centrului statal din Munții Orăștiei. Este foarte posibil ca în acea zonă să fi rezistat un stat dac, da? Deci să nu fi fost așa doar un trib, o dominație efemeră schimbătoare. Nu avem informații, puține informații legate de perioada dintre moartea lui Burebista și apariția lui Decebal. Sunt ceva regi secundari menționați, tot de romani. Vom vorbi în videoclipul următor despre urmașii lui Burebista, despre acești regi și despre războaiele regelui Decebal cu romanii. Așadar, abonați-vă la canal pentru a fi informați în momentul în care public acest videoclip. Dacă găsești acest canal interesant și dorești să mă susții, poți face acest lucru devenind membru al canalului, găsești butonul de alăturete în dreapta celui de abonat. În cazul în care ți-a plăcut acest videoclip, îți recomand un alt videoclip interesant legat de istoria Imperiului Persan, Imperiul cucerit la final de Alexandru cel Mare. Atât pentru astăzi, mulțumesc mult, numai bine!